Salutare, sunteți pe canalul Carol Fresh și în acest videoclip o să vă învăț cum să faceți cubul Rubik cu ajutorul unei aplicații și sper să vă fie de ajutor acest videoclip și vreau să strângem multe like-uri pentru acest videoclip pentru că este un videoclip mai special decât celelalte. Deci hai să nu mai vorbim și să trecem direct la cubul Rubik. Să fiți foarte atenți la pași. Bun. Pasul 1 este să dăm pe manual input, aici e cubul, și eu l-am amestecat aici, uite, mai amestec un pic, așa. Trebuie să, cubul se pune ca să fie introduse corect culorile, așa trebuie, trebuie să fie puse așa, deci începem de la mijlocul verde. Trebuie aici să fie mijlocul verde și în dreapta lui să fie mijlocul portocaliu. Ca să fie introduse corect culorile pe aplicație. Pasul 2. Trebuie să introducem culorile în aplicație. Cum este cubul? Dăm pe fiecare culoare și puneți așa cubul, îl vedeți acolo și o să introduc toate culorile cum este el acolo de la, și îți arată de la care mijloc. Deci, prima față am făcut. Așa, ca să vedeți. Fața a doua, cum v-am zis, trebuie aici să fie în dreapta portocaliu. Mijlocul portocaliu. Dacă nu l-ați n-ați pus corect cubul și în dreapta nu e portocaliu, puneți din nou culorile la verde. Cum se numește aplicația? O să vă zic la sfârșit. Deci stați până la sfârșit și vă rog pentru acest videoclip, hai să strângem maxim 10 like-uri și la 10 like-uri promit să și mergem așa tot în dreapta așa. Și promit să fac un videoclip special sau un montaj pentru un joc. Și dacă mai vreți videoclipuri din acestea interesante, să-mi ziceți cum să le fac și de care tip de videoclipuri interesante să fac și o să le fac. Punem aici. Deci verific dacă am pus corect. Da. Și așa facem cu toate fețele până le terminăm. Am ajuns la pasul 3. La pasul 3, aici ne dă toate soluțiile. Pot să fie mai multe soluții, dar în cazul meu mi-a dat doar 3 soluții. Poți să le copiezi niște fișiere pe telefon, poți să te uiți la ele sau să le rezolvi acum. Eu o să le rezolv acum. Deci aici se începe. Dăm pe ready. Acum o să fie pasul 4. O să uite, v-am mai pus aici cubul. Stați să vă o să pun unde trebuie și cum trebuie. Așa. Mi arată acolo cubul, să vedeți. Ia cum e acum. Așa, să vă explic. Pasul 4. Aici trebuie să facem toate mișcările care ni le arată acolo și dacă nu înțelegem ceva, dăm în spate și ne uităm și facem mișcarea.
o să vă pun aici ca să pot să fac. Așa, deci prima mișcare. Stai. Și acum mutăm. Bum, bum. Am mutat. Mai facem... Facem a doua mișcare. Ne mutăm. Dar încă o dată. Așa. Așa. Și stai, cum arată asta? Da. Păi și care e mijlocul? A, ăsta e, ăsta, așa. Așa. V-am încurcat. Și hai să vedem ce mijloc e. Da. Îmi cer scuze că am făcut asta, chiar nu era în plan, dar e bine că am rezolvat. Deci, cum am pățit-o acum, trebuie să fiți foarte atenți la mișcările voastre și să mai încercați odată dacă nu reușiți odată, că aplicația chiar merge și... stați un pic. Da. Deci chiar am făcut asta. Eu o să mai fac o dată să vă arăt că aplicația merge și hai să mă duc să o rezolv și revenim în același stadiu. Așa. Am revenit. Acum eu zic să revenim la cubul nostru și să terminăm aici. Avem de făcut 6 mutări. Foarte simple. Și sper să vă placă videoclipul. Acesta pentru că e unul care nu am mai văzut la alții. A, așa. Și uite, am completat cubul. Sper să folosiți și voi acest mini truc cu aplicația aceasta care se numește, vă zic acum, se numește Cubex. Deci Q U B E X. Cubex.
E o aplicație foarte utilă și sper și voi să utilizați această aplicație și vă urez spor la făcut cubul Rubik. Și acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Vă rog, hai să strângem măcar 5 like-uri, nu 10, dar dacă vreți voi 10, faceți voi cum vreți de fapt. Și să-mi scrieți în comentarii dacă ați reușit să faceți cubul și dacă nu reușiți din prima, mai faceți odată, faceți până terminați. Că și mie mi se mai întâmplă să mă încurc și uitați, cubul este făcut, nu este nimic regizat, deci ne vedem data viitoare, pa, pa!